Ministrul transporturilor a avut prima reacție, să știți, după aceste ultimele atacuri ale Rusiei. Acesta a declarat că pune la dispoziția Ucrainei porturile de la Dunăre, dar, citez, nu-i poate obliga pe cei de la Kiev să le și folosească. Haideți să vedem. Noi nu putem obliga pe ucrainieni să vină să folosească porturile românești de la Dunăre. E decizia lor. Este decizia Ucrainei. Dar am pus și am arătat avantajele folosirii atât a portului Galați, cât și a portului Brăila,